În data de 14 decembrie 1989, securitatea comunistă reușea să înnăbuși la Iași prima tentativă de revoltă populară împotriva regimului dictatorial. Evenimentul este mai puțin amintit în istoriografie, în condițiile în care o zi mai târziu, pe 15 decembrie, avea să aibă loc la Timișoara un protest inițial care s-a transformat apoi în revoluția care a schimbat România din temelii. Revoluția ratată de la Iași a fost descompusă de cercetători în detalii diverse. Un grup de muncitori și ingineri ce munceau pe platforma industrială din Iași, formată din Centrul de Cercetare Științifică și Inginerie Tehnologică, Combinatul CUG, Nicolina și Metalurgie, a gândit în toamna anului 1989 un protest contra regimului ceaușist. Nucleul revoluționar a fost format din 8 oameni, conduși de economistul Ștefan Prutianu, care a organizat o schemă de cooptare a altor membri considerați de încredere. Astfel, fiecare membru al grupului de bază urma să cerceteze alți 3 oameni, care la rândul lor să recruteze încă 3 oameni. Ideea era ca membrii să cunoască cât mai puțin între ei, iar riscul de conspirării să fie scăzut. În câteva săptămâni au aderat la mișcare care a primit și un nume, Frontul Popular Român, între 500 și 3000 de oameni. La începutul lui decembrie a fost redactat un manifest de chemare la o adunare publică a oamenilor pe data de 14 decembrie 1989 în Piața Unirii. Pe lângă manifestele multiplicate la unul din singurele copiatoare din oraș, aflate pe platforma industrială CUG, ieșinii au fost anunțați după manifestația din Piața Unirii și prin intermediul unor telefoane anonime. Oamenii urmau să se adune în piață la ora 16 cu textul cântecului Deșteaptă Române și o lumânare aprinsă, iar parola era Primăvara cade joi. Cei pregătiți ai cuvântului erau Ștefan Prutianu, Casian Spiridon și Titi Iacob, iar lozincele care urmau să fie strigate erau Jos Ceaușescu, Jos Comunismul și Fără Violență. Realitatea este că la Iași, încercarea de organizare a unei manifestații în 14 decembrie 1989 a fost reală. Mai mult, exista o organizație subversivă numită Frontul Popular și chiar și mai mult avea un program politic unde figura inclusiv cererea ca Nicolae Ceaușescu să fie înlăturat de la putere, să se deschidă negocieri cu puterea, dar și altele. Avem organizare și program politic, adică asumat un act similar revoluțiilor de catifea care aveau loc în jurul nostru. Ironic, la Timișoara nu aveam în primele zile nimic de acest fel. Ce aveam de fapt? Un pastor reformat, care avea doar preocupări legate de soarta etnicilor maghiari și de natură cultică. Critica regimul Ceaușescu, sistematizarea, lipsurile, dar o făcea din perspectiva lui de etnic maghiar. Tokes nu voia nicio revoluție, oricum nu avea nici cea mai vagă intenție să fie un lider al unei revoluții românești. A spus-o și el foarte clar când a ieșit la geam și le-a cerut oamenilor adunați să plece acasă, că situația lui s-a rezolvat. Ba chiar, era chiar speriat de faptul că i s-ar putea pune în cârcă dezordinile. Unde mai pui că soția lui era gravidă și chiar nu avea chef de scandal? Nu, Tokes nu vrea nicio revoluție. Să terminăm o dată cu povestea asta. Este apărută doar pentru că noi avem nevoie de eroi cu nume și prenume și nu vrem să înțelegem că revoluția din decembrie 1989 a fost revoluția anonimilor. Nu în sensul că nu se știe cine a făcut lucrul, ci în sensul că ei nu au fost promovați ca vedetele revoluției și au rămas mai puțin sau deloc cunoscuți publicului larg, explica mișcarea de la Iași istoricul Mădălin Hodor. Tentativa de revoluție de la Iași a eșuat pentru că securitatea a aflat despre protestul programat încă din 10 decembrie. Cel mai probabil, securitatea a aflat din cauza unei indiscreții a unuia dintre cei care au fost anunțați să vină pe 14 decembrie 1989 în Piața Unirii. Nu este clar și nici nu a fost găsit vreun document din care se rezulte dacă a fost doar un act de imprudență sau ceva intenționat. Tocmai de aceea nu se dă un nume. De la el au aflat cei din conducerea PCR de la Iași, care normal că au alertat și securitatea. Iarăși, un lucru foarte important este că informația nu s-a pierdut în uriașa birocrație care a ajuns să fie securitatea în anul 1989 și a ajuns direct la CSS. Și știm sigur din documente, nu din povești. Pe data de 10 decembrie 1989, în CSS, boșii securității discutau despre cazul de la Iași, Frontul și celelalte organizații. Deci, practic, știau tot. Tot pe 10 decembrie 1989, Iulian Vlad anunță echipele de judo care urmau să participe la Dinamo Viadă că nu o să mai meargă unde era planificată inițial competiția la Oradea, ci la Iași. Ordinul a fost înscris chiar și în registru. De la Usla pleacă 6 judocani,
echipa lor și alte unități ale securității au sportivi și mai sunt și de la clubul Dinamo, sportivi de la box, de la judo, dar și alte sporturi. Băieții care mai ajutau securitatea la nevoie, mai o bătaie la anchetă, mai o ridicare de pe stradă. Organizatorii revoltei au fost arestați în dimineața zilei de 14 decembrie și duși la sediul ISJ Iași. Piața a fost încercuită de dispozitive cu mașini de pompieri, patrule înarmate, ce se plimbau prin centru, stația de tramvai a fost și ea închisă. Despre Iași nu prea se vorbește. Foștii securiști au reușit să impună ideea că ar fi fost o operațiune eșuată a sovieticilor. Vezi, doamne, au încercat și la Iași, dar pentru că i-au oprit, s-au dus și la Timișoara. Ba, chiar și cei mai tupeiști, susținuți de o mare de conspiraționiști și diletanți, au susținut că securitatea organizase totul. Nici nu mă deranjez să argumentez cât de aberante sunt ambele susțineri. Mai scrie Hodor. Organizatorii tentativei de revoluție de la Iași au fost torturați zile la rând în beciurile securității din Iași și au fost eliberați în zilele de 21 și 22 decembrie, norocul lor fiind că sistemul de la București fusese răsturnat. Scânteia revoltei de la Timișoara s-a extins într-un incendiu de proporții în toată țara tocmai datorită factorului dezorganizare și a faptului că securitatea n-a reușit să înțeleagă pericolul în timp util. Practic, securitatea nici nu vedea pericolul de la Timișoara. Nu-l vedeau decât pe Tokiș, iredentistul maghiar, și nu-și puneau problema în ce ar putea evolua asta. Pentru că, inițial, despre asta era vorba. Securitatea nu era în situația celor de la Iași, unde au avut cel puțin 4 zile să le pregătească și să se organizeze. Realitatea este că securitatea a citit complet greșit situația. Realitatea este că organele de la partid de la Timișoara au acționat haotic, iar realitatea reală este că sistemul nu mai mergea. Și o altă realitate este că revoluția a început nu de la Tokiș, ci de la anonimii adunați lângă casa lui cu un alt scop. Cu scopul de a profita de situația apărută pentru a face ceva. Revoluția a început de acolo, de la câteva scandări, nu de la ceva organizat. A fost spontană, nu în sensul că nu era așteptată, ci în modul în care a început. De aceea și reușit. Pentru că, într-adevăr, nu se aștepta nimeni ca ea să înceapă de acolo. Gândiți-vă doar că la Iași, informația ajunsese în CSS pe 10 decembrie, iar la Timișoara, prima întrunire a CSS a fost pe 17 decembrie dimineața. Deci, abia pe 17 decembrie, conducerea CSS discuta despre ce se întâmpla la Timișoara. Practic, nici securitatea nu se aștepta, pentru că nu anunțase nimeni ca la Iași. Acesta a fost ghinionul Iașului. Dar, pentru că acest episod a ajuns la final, dacă ți-a plăcut, te-aș ruga să-i dai un mare like și să dai și un subscribe canalului. Iar până ne revedem în următorul episod, stay safe!